Bună, Eva! Salut, Cosmin! Vreau să salut toți ascultătorii. Dacă voi avea greșeli de exprimare, îmi cer scuze dinainte. Se mai întâmplă, mai ales când ești în afara României și vorbești mai multe limbi străine într-o țară una, într-o țară alta, mai uiți așa din când în când sau vreun lapsus, ceva mai poate veni. Deci, stai liniștit, traduc eu. Mulțumesc. Nu, mulți consideră că astea sunt fumuri, știi? Eu chiar spun că sufăr pe chestia asta. Când îmi vine câte un lapsus, sufăr. Măi, să știi că și eu la fel. Da, și încerc să mă forțez să vorbesc numai în română, să folosesc numai cuvinte în română și atunci fluxul discuției are de suferit, pentru că tot timpul mă forțez să folosesc doar cuvinte în română. Da, da, așa este, dar eu cred că înțelege mai presus cine trăiește în afara țării, înțelege că asta se poate întâmpla. Și de asta și podcastul. Da, da. Ca să sensibilizăm, să arătăm fața românilor din diaspora. Între două lumi, nu? Exact, între două lumi. Suntem între două lumi, da, suntem prinși. Eu oricum prinși, ca să mă mai corectez. Eu ca să mă mai corectez, am mai făcut ceva. Mi-am propus așa cu vreo 3 ani de zile, când pierdusem foarte mult din limba noastră, mi-am propus să citesc. Să citesc orice, chiar pe internet, știi? Și să ascult mult, intram așa să mai văd câte o transmisie televizată, cât să aud, pentru că tu trebuie să înțelegi că, de exemplu, în casă eu am numai italieni, nu? În familie. Și deci nu prea au cu cine să discută românește aici, pe teritoriul italian. În primul rând, eu vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat ideea de a participa la podcastul Între Două Lumi. Cu plăcere. Și să te prezint. Tu ești actriță, scenarist, producător de filme și anul ăsta ai fost inclusă în top 100 români de peste hotare, conform proiectului Repatriot, care își propune să arate care sunt în fiecare an cei mai de succes 100 de români din diaspora. Felicitări! Mulțumesc frumos, Cosmin! Mie vine să râd, pentru că nu știu prin ce criterii se fac evaluările astea și eu când am aflat, sincer, nu știu, așa, m-a flatat, dar îmi vine să râd, nu știu de ce. Ai fost anunțată până la urmă? Nu. N-am fost anunțată de nimeni. M-am trezit acolo, pe listă. Deci, ca să spunem și chestia asta, pentru că ar putea fi judecat cumva greșit, românii ar putea spune, uite mă, ce a făcut ca să ajungă pe lista aia? De ce a ajuns? Ce realizări are așa mare? Eu cunosc unii care au făcut și mai mult. Deci, mulți din România nici nu sunt înștiințați că au făcut lista, că au ajuns pe listă. Da, exact. Nu știu, probabil o fi că sunt români, cel puțin eu vorbesc despre categoria mea, da? Deci arta. Eu nu știu ce au făcut ceilalți și îți spun sincer, nici măcar nu am avut timp să mă duc să văd ce a făcut unul, ce a făcut celălalt, ce realizări a avut. Eu le știu pe ale mele și eu nu știu dacă în lume există români care au ajuns nivelul meu, poate că da, nu știu, n-am controlat niciodată. Nu știu pe ce criterii au ales. Asta da, nu eu, știu nici eu, am atins, sunt știute de ei. Eu am atins nivelul internațional de ceva ani de zile în ceea ce privește cinematografia. Am și jucat cu actori extrem de mari. De la Hollywood. Deci cu premiază la Oscar, Bruce Davison, Eric Roberts, Tom Sizemore, care era nominalizat, mi se pare, la Golden Globe, Michael Madsen, Daryl Hannah, Maya Morgenstern. Da. Deci, nume. Probabil ei au găsit chestiile astea pe internet, cred. Exact. Și fiind făcut... Bine, acum, ca să fim... cinstit și cu ei, ei spun că sunt mulți alți români care ar putea intra în top, dar trebuie să aleagă doar 100 în fiecare an. Da. Deci, cei care simt că ar trebui să fie și ei în top,
poate tot ce trebuie să facă este să aștepte puțin și vor intra și în top. Este posibil, da, și mai ales că ei sunt, am citit acolo că sunt al doilea an de selecții de genul ăsta. Exact. Este clar că dacă ai vrea să pui mai mulți, nu reușești și ai să le dai prioritate la anul următor, cred, nu știu. Dar asta e foarte frumos, asta înseamnă că în diasporă sunt foarte mulți români care își realizează visurile în primul rând și fac ceva deosebit, reușesc să facă peste hotarele țării ceva deosebit. Da, desigur, mi-a plăcut mult ideea, îți spun sincer, ți-am zis că mi-a căzut așa ca din, cum se zice la noi, ca din păr, știi? Sau un copac, da, pentru că nu m-am așteptat. Și mă bucură, desigur că mă bucură. Am să încerc și mai bine, ca să rămân și anul următor, nu? În topul ăsta. Vrei să-ți păstrezi locul? Da, păi ei dacă ei au făcut chestia asta prin toamnă, păi uite, aș avea de adăugat filmul care l-am făcut cu Eric Roberts și cu Michael Madsen, Dirty Fears. Deci am ceva în plus de data asta. Da, trebuie să-i contactăm. Și apoi vedem dacă mai poți să-ți păstrezi locul. Da. Da. Da, e ok. E ok chiar și dacă nu sunt în top. Nu mi se schimbă viața. Și e, oricum. Da, asta este o chestie așa, pe lângă. Da, da. Eva, spune-ne, te rog, de ce ai ales străinătatea? Eu și Cosmin provin dintr-o familie care avea, oricum, să zicem, destul de internațională, pentru că am origini grecești din partea tatălui, ungurești din partea mamei, dar am aflat târziu, deci nu știam când eram mică. Mama a fost adoptată de o familie de nemți din München. Deci în familia mea existau discuții mereu despre alte țări, alte, chiar dacă eram pe timpul comunismului, da? Bunicii materni veneau și plecau așa, România-Germania, România-Germania. Am avut mereu o idee că mi-ar place mai mult. Iar apoi, îți spun sincer, în România multe lucruri nu le găseam compatibile cu mentalitatea mea, deja de când eram prin liceu, cred. De exemplu, eu eram o domnișoară care, să zicem, nu atee, dar agnostică. Uh-huh. Apoi, România, știm foarte bine, e foarte religioasă ca și țară. Eram una ok cu relațiile gay de pe atunci. Deci, practic, mă judeca lumea pentru cum gândeam, știi? Pentru că, mai ales că noi suntem din Moldova, știi? Acolo da. Te și judecă dacă îți exprimi părerea în mod liber. Nu mai știu cum e în ultimul timp acum. S-au schimbat și acolo lucrurile. Este o discuție destul de tabu. Nu știu dacă l-ai văzut pe Iohannis în ultima vreme, chiar i s-a făcut în ultima dezbatere, s-a pus o întrebare, ceva legat de atât de xenofobie, cât de eu acum, pentru că noi știm părerea lui Iohannis, dar el, răspunsul nu l-a dat atât de explicit și atât de clar, pentru că chiar și lui este cumva jenă să... să spună verde în față cum gândește. Ne? Pentru că în ultimul timp cuvintele sunt foarte periculoase. Da, dar nu înțeleg de ce trebuie să fie periculos o chestie despre niște drepturi a unor oameni. Deci nu... Asta este urât, pentru că judecă. Clar, el avea de pierdut voturi, dacă era mai clar cu răspunsul. Eu n-am nimic de pierdut, dar este urât când tu îți expui niște păreri și ești judecat, știi? Da. Da, și să zicem că asta s-a întâmplat. S-a întâmplat că la un moment dat am înțeles că România nu este pentru mine, deci nu. Și multe altele. Prea multă diferență între roluri
De exemplu, când eram la facultate, ajunsesem să fac niște reportaje pentru o emisiune de la TVR Iași, da? Pentru o emisiune se numea Carnet de Student. Acolo erai un nimic. Deci cine era important era o prezentatoare a emisiunii. Tu erai nimic, înțelegi? Nu știu. Chestia asta nu m-a convins niciodată în România și încă o văd. Din ce punct de vedere spui că erai nimic? Adică nu erai, adică, nu ți se acorda atenția? Da, nu aveam atenția care credeam că mi se cuvenea. O meriți. Da, și mai ales că eu mereu am avut foarte o autoestimă destul de bună, știi? Și nu mi-a fost niciodată frică să încerc să fac. Mi se părea așa că acolo n-am să mă dezvolt atâta timp cât sunt alții care vor să fie importanți, înțelegi? Da. Și chestia asta mă făcea să sufăr. Da, când apoi am început să... Am venit în Italia și am văzut cum gândesc alții, cum așa, dar n-am mai putut reveni. Deci mentalitatea este altfel în Italia. Da, da. Care, în punctul ăsta de vedere. Tu știi foarte bine, Italia nu e America și nu e Olanda, da? Deci Italia are limitele sale, dar oricum este mult, mult mai... mai deschisă. Și mie treaba asta mi-a plăcut enorm de mult. Deci m-am regăsit, m-am simțit că m-am regăsit. Era tot timpul deschisă sau în ultimul timp? Nu, vezi nu. O progresie cumva? Eu văd regres în Italia. A, regres. Da, ca și dacă stăm să vorbim despre rase, despre... Deci aici este un rasism teribil de când l-am avut pe Matteo Salvini, care este un fel de Trump al Italiei. Dar na, asta este ultimul val în Italia, de ăsta de al rasismului împotriva persoanelor de culoare. Crezi că valul ăsta de rasism este datorat culorii pielii în sine și a rasei sau este datorită faptului că oamenii cred că acești oameni de culoare care vin nu se vor putea adapta și nu vor putea lua parte activ în societate, nu vor fi oameni productivi în societate și vor submina în felul ăsta societatea ca tot. Eu cred, Cosmin, că problema în primul rând vine din cauza crizei în Italia, pentru că există o criză economică importantă în ultimii ani. Și anii sunt mulți, că vorbim de cel puțin 7 ani. Este o criză din care Italia pare că nici nu se mai remediază. Și cred că mai mult e neajunsul. Pentru că acești imigrați au niște programe foarte dezvoltate și bine structurate în ceea ce privește întreținerea lor, ca să spun, au circa 30 de euro pe zi, le se dă celular, le se dă masă și unde să doarmă, fără să facă nimic. În timp ce italianul de rând, uneori, poate avea probleme să-și găsească de muncă, știi? Știu, aceeași chestie se întâmplă și aici la noi, dar problema este... Eu cred că este un rasism indus de alte probleme mai profunde, înțelegi? Apoi mai este și chestia asta pe care o spuneai tu, chiar culoarea, chiar, dar nu neapărat culoarea, cât faptul că ești mai înapoi, știi? Deci ei au încă au gesturi destul de primitive, ca să zicem așa, pentru noi, nu? Ca să spun, iese omul să-și ia mașina din fața blocului și să trezește în spatele mașinii cu nevoile făcute, știi, de către cineva. Au. Da, deci se ajunge la niveluri de astea și asta nu, nici asta nu acceptă, dar să știe, nu toți fac așa, nu toți, da? Deci nu putem să punem unele cazuri izolate împreună cu toți. În schimb, în Italia se cam întâmplă asta, deci un caz mai izolat unde africanul a făcut nu știu ce, ceva violent sau ce, așa, de când văzut, păi așa-s ei, păi nu-s ei așa, câțiva din ei fac și asta, dar toate pădurile au uscături, nu?
Absolut. Și asta gândesc eu și eu personal am avut de a face cu africani foarte educați, foarte bine integrați. Cred că ceea ce lipsește Italia este un program de integrare. Deci le dă bani, le dă tot ce au nevoie, dar nu programele astea mai, să fie mai puternice de integrare. Știi? Exact. În Germania există programe din astea. Iar sunt părerea aici, mea, dar urmă, nu sunt foarte bine structurate, să zicem. Da, ar trebui mai mult marșat pe chestia asta și ar trebui să le dai și un deadline, să le spui, uite, vă puteți integra, puteți învăța, dacă aveți rezultate bune și arătați că vreți să vă integrați și să învățați, atunci puteți să rămâneți, li se dă și un job, participă la economia țării și totul e bine. Da, da. În adevăr, da. Pot să înțeleg și partea cealaltă pentru oamenii care urăsc emigranții, pentru că îi văd ca pe o povară pe care trebuie să o care ei. Exact, o povară. Nu, eu nu știu dacă este neapărat din cauza, și nu cred, nu vreau să cred că italienii sunt rasiști pentru că văd că ăla are culoarea de piele diferită. Este mai mult o problemă financiară. Da, pentru că ei sunt, mulți din ei acum sunt destul de îngrijorați pentru ziua de mâine și zic, păi, dar noi cum trebuie să dăm bani lor? Ei stau, păi tu îi vezi că se plimbă cu bicicleta, n-au grijă a zilei de mâine și asta a devenit ceva de principiu, știi? Un rasism de principiu. Da. Bun, să-i lăsăm pe ei și să revenim la, da, la da. Tine. Și anume, ai spus că din cauza mentalității ai ales să pleci din România. Da, cel mai mult și mai mult cred că asta a fost. Sau cel puțin am ales, nu că am ales să plec, dar am ales să rămân în Italia. Cred că e mai puternic dacă îți spun că în momentul în care am văzut cum este viața în Italia, am zis eu nu vreau să mă mai întorc. Dar tu erai studentă la două facultăți în România. Da. La jurnalism și la litere. Da, da. Exact. O mare greșeală. Sfătuiesc pe oricine să nu ia, să nu-și ia angajamentul de a face două facultăți atât de grele în paralel. Pentru că riști să te deprimezi și să ai un colaps. Mult volumul. Mult, prea mult, da. Și prea micuță eram ca să pot să stăpânesc totul. De aia îți spun că îți spuneam că la biblioteca Mihai Eminescu am ajuns chiar să și dorm, pentru că prea mult de studiat era. Și mai ales, de exemplu, la jurnalism nu era atât de mult de studiat, dar era foarte mult de umblat. Umblam mereu pe drumuri pentru articole, pentru că trebuia să aducem noutăți, trebuia să nu fie lucruri care erau deja scrise în ziua respectivă în ziare, deci nu puteam să copiem. Deci noi, atât de micuți, cel puțin eu, socotește că nu aveam încă 18 ani și trebuia să merg tot Iașul să caut o știre, probabil cineva care a căzut de pe un acoperiș sau vreo bătaie printr-un bar. Asta trebuia să fie și de senzație. Păi da, trebuia să fie știre, că mai făceau colegi de-ai mei, că sincer erau și erau foarte penalizați, pentru că mergeau, luau de pe stâlpuri, știi? Erau afișe, că vine în uniformație, știi? Și transforma această noutate într-o știre. Deci erau sancționați enorm, pentru că profesorul nu putea să vadă chestiile astea. Mm-hmm. Na, și cam așa, foarte obositor, pentru că era mereu de umblat, știi? Umbli tu tot Iașul de dimineață până seara, apoi mai ai și litere, mai trebuie să te scufunzi în fonetică și folclor. Și, da, asta ce a fost că am renunțat, le-am lăsat pe amândouă baltă și am zis am să îmi dau o altă șansă. Am ales filmul. Și am ales teatru și cinema la Milano și m-am bucurat foarte mult, am simțit că pot pleca de la zero fără să am remușcări. Și sincer nu am remușcări pentru ce am făcut atunci. Mi-a rămas, să știi, din jurnalism mult.
Dar aparte că eu jurnalismul l-am ales pentru că iubeam ecranul. Ecranul mic, ecranul mare, da? Deci de mic ai fost atrasă de și lumea asta. L-am ales mai mult, nu să rămân ca un șoarec de bibliotecă să scriu. Nu l-am ales nici prea mult pentru reportaje, l-am ales mai mult să fac televiziune. Mm-hmm. Ok, deci și, putem spune că a fost o chemare de mică lumea asta. A fost, da, asta a fost, că și jocurile mele erau des, eram mereu pe scenă, ori eram cântăreață, ori eram actriță. Mi-amintesc când eram mică, ziceam mereu că Sissy Catch, nu știu de ce, pentru că nici măcar nu semăn. Dar probabil așa îmi plăcea să cred. Da, a fost și mai ales în liceu. Eu am avut în liceu foarte multă activitate cu spectacolul. De exemplu, eu prezentam foarte multe spectacole la Casa Sindicatelor. Mi-amintesc că am fost și chemată tot de la Casa Sindicatelor pentru partide, când făceau spectacole, să prezint, să... Eram prezentatoare, practic. Mm-hmm. Și o făceam foarte des. Deci, asta, organizam spectacole, toate concursurile astea de Miss Botoșani, le organizam eu, mm-hmm, împreună cu alții, clar, dar eram acolo. Deci, până la urmă, facultate de litere pentru tine probabil era o plictiseală cruntă. Nu, eu nebuneam, deci am nebunit. Nu. Și eu cred că facultatea nu este pentru oricine. Eu, de exemplu, am suferit foarte mult singurătatea, am suferit foarte mult faptul că, știi, tu pleci de la mama și de la tata de acasă, nu mai trebuie să te gândești până și la a cumpăra hârtie igienică, da? Absolut. Și pentru mine a fost greu să le împac pe toate, așa, știi? Eu litere am lăsat, știi de ce am acceptat litere? Pentru că mi-era frică de ziua de mâine și știi cum se gândea, și se gândește, e normal să se gândească, adică, bă, eu siguranță, poate am să ajung, să știu eu că am acolo la mână o diplomă și să ajung o profesoară de engleză, știi? Da. Sau un jurnalist de succes, să poți să nu-ți garantează pâinea de toate zilele, da? Jurnalismul, pentru că este și ăsta un parcurs greoi. Corect, și foarte. Din cauza asta mi-era așa oarecum să renunț la litere, pentru că mă gândeam eu că literele îmi dădea mai multă siguranță în ziua de mâine, în cazul în care aș fi terminat tot parcursul de universității. Eu asta am făcut la un moment dat, n-am mai putut, am plecat și n-am mai putut să mă mai întorc, pentru că mi-a plăcut și mi-a plăcut foarte mult ideea. Mi-ai simțit ca parții. Da, și ideea de a începe ceva de la zero, pe care să-l și metabolizez într-un alt fel, știi? Mai pregătită și psihic. Da, băi, aveai confortul psihic, probabil, și atunci altfel ești pregătit să începi o chestie nouă. Cât de grea a fost afirmarea în Italia? Ca româncă venită acolo, nu știu, știai limba dinainte? Sau nu, a trebuit să o înveți? Nu, a trebuit să o învăț. Am învățat-o foarte repede. Asta atât pentru că italiana seamănă cu limba noastră, dar și pentru că eu probabil sunt și destul de talentată cu limbile străine, știi? Am făcut și la liceu am făcut limbi străine și probabil îți trebuie o predilecție, știi, uneori. Absolut, absolut, este un talent. Predilecția te ajută, iar mai era o chestie, urgența. Aveam urgență să știu această limbă, pentru că în Italia există problema limbii străine în general. Italienii vorbesc aproape toți numai italiană, chiar este numărul unu, citeam chiar astăzi, este numărul unu în Europa ca nevorbitori de alte limbi, știi, decât cea lor. Și a fost urgența asta de a ști, dar nu m-am mulțumit, Cosmin, pentru că eu nu vreau să știu așa italiana din popor. Și mi-am luat manuale la un băiat care avea 13 ani pe atunci, mi-a dat manualele sale de școală elementară, de primară, știi? Și le-am luat pe toate. Deci, de gramatică. Am vrut, da, la am vrut școală.
Da, da, ca la școală. Deci am vrut și am studiat, deci îmi făceam singură exerciții, îmi dădeam pe zi exerciții. Mi-am propus să învăț 20 de cuvinte noi, nu cuvinte uzuale, pentru că alea uzuale deja le prinsesem în zbor, știi? De exemplu, cuvinte mai, să zicem așa, mai academice, știi? Pentru că exact. Eu acum pe limba noastră nu prea le mai folosesc, dar țineam mult pe vremea aia să fi avut un vocabular destul de elevat, dar nu să pun pe alții în situații jenante, dar să fie un vocabular bogat și frumos, nu? Corect. Păi, să spunem că limba, cuvintele, expresiile, gramatica le învățăm. Cum ai rezolvat cu accentul? Pentru că până la urmă și asta e o parte foarte importantă. O mare problemă am avut cu accentul. Eu am prins un accent pentru că stăteam în nord, stăteam la Bergamo, lângă Milano. Și acolo au un accent, așa un pic și nemțesc și franțuzesc, e un amestec așa și foarte greu ca și accent. Profesorul meu, care era un actor din Milano, mi-a spus că problema limbii mele, vorbesc de italiană, da? Problema limbii mele nu este că eu sunt româncă, dar este pentru că am luat italiana de acolo, din zona aia, știi? Și se simțea foarte tare. Și am făcut vreo un an, doi de zile dicție, în continuu. Mai ce anume faci acolo? Te învață să spui anumite sunete, te învață cum să pronunți un cuvânt corect și îl repezi tu după aia? Exact, foarte multe exerciții să fac și mai ales sunt chiar și metode. De exemplu, cu o problemă de-a mea, pentru că sunt moldoveancă, țineam gura prea închisă. Tu știi, italiana parcă e cântată, nu? Se zice că italiana se cântă, nu se vorbește. Și problema numărul unu era că vorbeam cu gura prea închisă. Adică, ciao, come stai? No? În schimb, ciao, come stai? No? Aha, da. Uite, vezi, am sesizat diferența. Și aveam problema asta. Ce s-a rezolvat? S-a rezolvat că trebuia să-mi pun un creion în gură, pe orizontală, să-l țin între dinți. Ok? Okay. Exercițiul ăsta mă determina să deschid mandibula, pentru că mă obliga creionul ăsta, când vorbeam cu creionul în gură, mă obliga să deschid mai bine mandibula. Și, într-adevăr, eu de câte ori apoi aveam spectacole sau alte, știu eu, evenimente la care trebuia să vorbesc, dar și acum fac exercițiul ăsta, fac jumătate de oră de creion în gură. Incredibil. Și deci te ajută cu adevărat tehnica asta simplă, în aparență. Absolut. Deci vezi imediat cum este sunetul mai curat din gură. Și îți mai spun o chestie. Nu este o chestie care durează în etern. Pentru că eu, având oricum limba mea, care este limba română, mai ales moldoveană, cu accent moldovenesc, deci cu timpul mi se închide de nou gura, știi? Revii la... Trebuie să fac creionul, da. Incredibil. Creionul Trebuie să văd pentru limba germană ce... Da, nu știu dacă... Ce ar trebui să iau ca să vorbesc și eu. Da, sau altă chestie. Mai aveam tot cu creionul, dar trebuia să țin creionul în fața gurii, pe verticală și să ating la sfârșitul cuvântului de fiecare dată cu vârful limbii acest creion. Wow. Asta m-a ajutat ca să, deci să mișc limba mai mult, înțelegi? Pentru că italiana este așa, este o limbă foarte muzicală și trebuie folosită toată gura, da? Da. Da, simți exact când începi să vorbească un italian, chiar dacă vorbești în altă limbă. Știi exact de unde este. Da, știi, pentru că este foarte specific limba lor și deosebită. Exact. Da, și multe alte exerciții. Apoi cuvinte cu litera T la sfârșit, adică parlaret, mangiaret, iot, vadot, pentru că cine tinde să creadă că fiind muzicală limba, deci un străin vine și zice, ok,
muzical înseamnă trebuie să o lungesc mai mult. Riscă să o lungească prea tare cuvântul. De exemplu, parlare, no? E, nu? Nu, nu, și nu mai, nu mai închide cuvântul. Da. Atunci parlare te obligă să termin cuvântul și să înțelegi când trebuie terminat. Da, asta e cam exemplu de exerciții. Și după ce ai rezolvat și problema asta cu accentul, ai simțit o... ai simțit că ești, nu știu, acceptată mai mult, ai simțit că primești roluri, că se îmbunătățesc notele, ce ai simțit exact? În primul rând, eu n-am ajuns niciodată la o italiană atât de curată încât lumea să o vadă ca și cum ar fi 100% curată și când o vorbesc bine, lumea crede că sunt din Sardegna. Deci crede că sunt italiancă, dar oricum am rămas cu o ciudățenie de accent în italiana mea, încât ei cred că aș putea fi din insulă, din Sardegna. Dar e ok, pentru mine deja e bine dacă mă consider, mai ales în spectacole mă interesează, pentru că în teatru, acolo vorbesc mai mult italiană și asta înseamnă că nu mă limitează la anumite roluri. Pe, da, când, pe când, de exemplu, la Teatru Puccini la Firenze, regizorului îi plăcea foarte mult cum joc, dar a trebuit să-mi scrie un rol pe măsură și mi-a scris, de exemplu, balerina din Soldățelul de Plumb era rusoaică. Și eu trebuia să mă scuz cumva cu accentul ăsta, înțelegi? El trebuia să mă justifice, da? Și în Italia, cred italienii că noi avem accent rusesc? Nu, dar italienii nu prea sunt capabili să înțeleagă accentele. Deci nu vreau să jignesc pe nimeni, dar nu au... Eu vorbesc de italianul de rând, da? Nu au capacitatea asta și nici interesul de a înțelege de unde sunt persoanele străine. Mulți, uite, de exemplu, în Italia, hai să-ți spun o chestie. Eu am ajuns la niveluri foarte bune, de atâta, așa încât am și făcut vocea narantă a unui documentar. Deci, ca să-ți spun, eu pot să lucrez în limba italiană acum, dar... ceea ce crede lumea despre mine când mă vede la un magazin, pe stradă și nu mă cunoaște, crede că sunt din Argentina sau din Brazilia. Nimeni nu crede că eu sunt româncă. Da. Da. Deci, tu ai început cu teatru și după aia te-ai îndreptat spre film. Nu, eu m-am format pentru amândouă, iarăși în paralel. Iarăși în paralel m-am format pentru amândouă, am făcut atât teatru cât și cinema și am făcut-o cu dragă inimă pentru că în Italia, de exemplu, se întâmplă un fenomen foarte ciudat, acela că un actor de teatru nu-i bun pentru film și un actor de film nu-i bun pentru teatru. Eu știind că există, de exemplu, mulți regizori cinematografici în Italia fug de actori de teatru și invers, da? Și din acest motiv am decis să le fac pe amândouă ca să înțeleg foarte bine care este metoda pentru fiecare din cele două ramuri. Și mi-a prins foarte bine, pentru că sunt capabilă să le fac pe amândouă. Ai putea însuma așa în câteva cuvinte care este diferența cea mai mare dintre cele două ramuri? Diferența, sunt mai multe diferențe. Din punct de vedere al tehnicii, în primul rând, un actor de teatru trebuie să aibă vocea mai importantă, să ridice glasul mai tare în cazul în care nu se folosesc microfoane. Trebuie să, toate gesturile sunt mai ample, orice mișcare în scenă trebuie pusă în evidență, pentru că atunci când joci pe scenă trebuie să consideri că și ultimul din spate, ultimul spectator din spate te vede și te aude. Pe când în cinema este interzis să te miști prea mult,
doar dacă îți cere scena. Dar totul este, toate gesturile sunt micșorate. Chiar și mai puțin decât facem noi în mod natural, uneori. Wow! Apoi și vocea. Dacă îți vine într-o scenă să ridici vocea și în scenariu nu este specificat, s-ar putea ca cel care ia sunetul să se supere puțin, pentru că îi spargi timpanile fără ca el să fi știut, știi? Deci, cam asta e o diferență. Apoi este diferența de simțire a actorului în scenă. Este una să simți aplauzele live de pe o scenă, este tot așa, poți simți publicul dacă are interes sau nu, și este alta când ești pe un platou unde acolo e doar regizorul poate să spună dacă a fost ok sau nu, știi? Păi și asta nu e o sabie cu două tăișuri? Pentru că pe scenă, la teatru, dacă simți că publicul cumva e, eu știu, plictisit sau asta, nu ți afectează performanța? Se poate. Personal n-am simțit niciodată în ceea ce mă privește, dar puteam să simt, nu, poate că nu în privința mea, dar în privința spectacolului, poți să încerci să dai mai mult ritm, înțelegi? Poți să încerci să-l faci și mai bine din momentul ăla. Dar eu nu știu dacă... Deci te adaptezi la reacția publicului. Eu personal așa încerc să fac, pentru că, dar eu nu știu dacă toți actorii simt treaba asta, îți spun sincer. Nu știu dacă sunt toți, pentru că sunt actori și actori, fiecare are simțirile sale. Eu personal simt publicul, simt, nu știu, simt e o energie. Corect, da, e clar, e o energie, o sală de aia plină, normal. Da, e o energie pe atinge, care o vrei, nu vrei. Simt și sunt și alte lucruri. De exemplu, uite, ca să dau, vorbeam de balerina din Soldățelul de Plumb, pe care am spectacol, pe care l-am jucat la Teatru Puccini din Firenze. Acolo am simțit, și dar nu eram sigură dacă simt bine. Dar ce mi-a zis regizorul, nu numai mie, că toți actorii eram jucării, da? Regizorul a zis așa: ținta voastră trebuie să fie următoarea, pentru că ăsta era un spectacol pentru familie, deci atât copii cât și adulți. Ținta voastră ca și jucării este ca atunci când pleacă copilul acasă să vă imite. Și s-a întâmplat o chestie, că fetița mea a venit cu alte prietene la spectacol. Și când, peste vreo 2-3 zile, am văzut fetițele alea care au venit, că mă imitau. Și asta a fost pentru mine o mare satisfacere, știi? Pentru că mi-am dat seama că am făcut o treabă bună. Exact ce trebuia să faceți. Exact. Pentru Corect. Că îți dai seama, când regizorul ne-a zis treaba asta, trebuie să ajung acasă să vă imite. Păi cum poți tu să controlezi treaba asta, știi? Da. În schimb, mie mi s-a întâmplat că am văzut că... Se jucau, practic, între ele, făcând cum făceam eu, știi, că eram din porțelan și deci aveam niște mișcări mai deosebite. Le-am pregătit cu coreografa, care de altfel era româncă, spre fericirea mea. Și, asta... Dacă ar fi să-ți propună cineva să joci într-o piesă de teatru... cu un public foarte mare care ți-ar aduce un succes răsunător sau să participi la un film la fel de mare care are posibilitatea să ajungă până la Oscar. Ce alege? Eu îți spun că aș alege în felul ăsta. Nu aș alege, cum se zice acum, cu inima, nu? Pentru că se știe faptul că cinematografia are mult mai multă putere decât teatru. Da? La nivel internațional, chiar dacă există spectacole de teatru foarte importante, nu vor putea avea niciodată succesul și clamoarea unui film extrem de important.
și de ce aș alege cinema. Asta pentru că dacă este vorba să mă gândesc la vizibilitate, mi-ar da mai multă vizibilitate. Dacă ar fi să vorbesc despre plăcerea mea personală, probabil ar fi teatru. Pentru că personal iubesc mai mult teatrul decât filmul. Chiar, da. Chiar dacă îl practic mai puțin în ultimii ani. Teatrul, da, e o chestie foarte interesantă. Prefer teatru, prefer probabil interacțiunea asta cu publicul și da, să ai spectatorii în față și să știi în moment. Mă face să trăiesc mai mult, să știi. Exact. Deci ca să-ți dau un exemplu, să am un spectacol de teatru bun, nu este același lucru cu a merge la o avantpremieră a unui film de-al meu. Pentru că și acolo, la avantpremieră, te aplaudă, te întreabă, dar nu este același lucru. Nu ai aceeași adrenalină. Da, pentru că păi eu, a fost făcută deja. Da, a fost făcută deja, nu este în joc talentul meu și capacitatea mea, de acum nu mai depinde de mine, știi? Exact. Da, a depins, dar nu mai depinde și asta e. Da, să zic că aș alege cinema până la urmă. Cinema cu capul și cu inima teatru. Da, da. Este, da. Trebuie să folosești și capul. Pentru absolut. Că știi cum suntem noi actorii. Noi actorii suntem oricum un produs de vânzare. Și vrei, nu vrei. Tu dacă, de exemplu, dacă începi să ai de-a face cu actorii renumiți, cum ar fi ăștia de la Hollywood, păi au o etichetă, au un preț, au mai multe criterii. Este ca și cum ai cumpăra un cal de curse. Când tu îți angajezi un actor, îl angajezi pe niște criterii, foarte precise. Bine stabilite. Bine stabilite, exact. Sau dacă nu vrei ca ai de curse, atunci jucători de fotbal. Da. Așa sunt. Deci, nu știu, probabil în Europa un pic mai puțin. Dar în America, cum că noi producem filme și des avem americani în producții, îți spun că exact așa este. Deci, tot așa și un actor. De exemplu, mulți actori, dacă au ajuns la un anumit nivel, nu acceptă să facă ceva mai jos. Puțin decât, mai jos, da, decât acel nivel. Deoarece, chiar dacă îi plăti bine, deoarece îi scade prețul. Deci asta este, vezi, probabil e o chestie la care nu se gândește nimeni că există. Deci există felul ăsta de a gândi în cinematografie și în actorie. Da. Era un actor care spunea o chestie, că el vede actoria ca surful. Adică vin valuri, aștepți, ți-ai luat valul și după aia mergi pe creasta valului cât de mult poți, pentru că știi că la un moment dat se va sparge valul ăla și îl vei pierde și după aia trebuie din nou să aștepți următorul val. Și atunci nu vrei, normal, nu vrei să te duci pe un val mai mic sau să ieși de pe valul ăla când abia cu foarte mult greutăți l-ai prins. Da, și ți-am spus, există și capul în această meserie, nu doar inima. Trebuie să-ți faci... Să evaluezi să știi tu, să managerezi, îți managerezi viața până la urmă. Da, de obicei sunt impresarii care fac treaba asta pentru tine, știi? Dar, na, ți-am zis, la nivel european poate că mai puțin, dar în America foarte mult se bazează pe chestiile astea, știi? Da. Tu cum te pregătești pentru un rol? Adică să spunem că primești acum un scenariu și îl accepti. Da. Depinde de rol. De obicei eu joc foarte mult în filme dramatice și astea sunt cele mai greoaie din punct de vedere actorial. Cum mă pregătesc? În primul rând încerc să intru în personaj. Am un mod foarte ciudat, mai râd unii de mine pentru că eu sunt foarte meticuloasă.
și eu încep să-i fac un curriculum acelui personaj. Încep să scriu. Iau ca hârtie și creion și scriu unde s-a născut, cum se numeau părinții, unde locuia, în ce cartier, mă duc pe Google Maps, mă duc să văd cartierul. A, deci asta inventezi tu. Da, da, nu este dat în eu, scenariu. Da. Wow. Da, da, eu inventez și creez o viață. Creez o viață încât, așa încât eu să pot să intru în acea viață în momentul în care voi avea scenele mele. Să pot să intru în acel personaj care trebuie să devină 100% credibil. Mm-hmm. Trebuie să mă dezlipesc aproape total de ceea ce sunt eu, cel puțin din anumite puncte de vedere, pentru că pot să am una care e contabilă, da? Deci eu spun, stau foarte prost cu matematica și să zicem că n-aș putea să folosesc persoana mea într-un gen de femeie care ar face contabilitate, da? Da. Și atunci trebuie să-i creez un background care, din punctul meu de vedere, să fie compatibil cu acel personaj care, cu care am de-a face în scenariul respectiv. Da. Genul ăsta de exerciții fac. Dar astea le faci, să spunem, într-o zi. Astea le faci doar pentru un anumit număr de ore sau încerci să trăiești viața din acel moment cumva mai aproape de personajul tău? Nu, nu, asta le fac așa, să zic, sporadic, nu? De exemplu, hai să zic, să-ți dau exemplu tot cu personajul ăsta, poate că eram în bucătărie, spălam niște vase și mi-imaginam că de-abia luasem alea. Deci începeam, după ce am văzut care este efectul, lucram pe imaginație. Și încercam să spăl vasele alea și să pun la punct în bucătărie cu starea aia. Și așa, chiar, eu chiar aveam treabă în bucătărie, cum să-ți spun, înțelegi? Și am încercat să le să folosesc starea aia de spirit, eu făcând curat în bucătărie. Sau mergeam la cumpărături și spuneam, ok, acum nu e Eva, acum este Esther, se numea, da? Esther, da. Iese din casă și merge la cumpărături. Cum se simte Esther care este deprimată când iese și vede lume, vede, nu? Ce părere are ea despre... Cum vede lumea în momentul ăsta, Esther? Asta făceam. Făceam, lucram pe personajul ei, dar și apoi, clar... Mă dezlipeam de aceste momente și mai întreiam eu viața și iarăși, tot așa, știi, pe parcurs de o lună, să zic, de exemplu, acum beau cafea, aia s-o beau ca și este, ca așa îmi vine, știi? Da. Poți după aia să te desparți ușor de acest personaj care până la urmă începe să facă parte din tine? Adică trebuie să rămână ceva, nu? Este foarte periculos, pentru că asta o făceam mai ales în primii ani. Nu mă despărțeam de personaj și este foarte periculos. Pentru că mai ales când personajul este dramatic. Eu sunt un personaj care te face să te gândești cum ar fi să-ți pierzi pe cei dragi, da? Da. Cum ar fi să... Deci sunt lucruri foarte puternice și atunci nu poți să te nenorocești, ca să zic. Da? Absolut, absolut. Nu se poate, păi nu, păi nu este bine. Și asta înseamnă, ce înseamnă? Înseamnă să, a fi un bun actor înseamnă și să știi să te desparți la un anumit moment. Da? Când eu înțeleg deja personajul pe care l-am, încerc să-mi creez senzațiile mele puternice și să mi le amintesc. Deci lucrez cu memoria apoi, pe platou. Eu știu că acasă, când îmi studiam personajul în momentul în care a aflat pierderea cuiva, atunci eu în momentul ăla am trăit intens momentul și încerc să-l memorizez, apoi pe platou să-l reproduc. Cam ceva de genul ăsta se întâmplă. Da.
Deci trebuie să știi să te desparți, pentru că este periculos. Am zis, am făcut în primii ani greșeală, dar nu e că era greșeală, era vrut, pentru că mi-era frică că n-aș mai putea să mă întorc la personaj. Dar asta era inexperiența, știi? Dar tu când ești pe scenă, ești 100% personajul, adică, nu știu, tu știi când joci atunci, știi că ești Eva sau ești Esther? Nu, eu nu sunt Eva, nu sunt Eva. Încerc foarte mult, deci mă concentrez atât de mult încât nici nu-mi pun întrebarea asta. Eu nu deci sunt... ești pur și simplu Esther și atât în momentul da, ăla. Da, eu sunt acel personaj, da, exact. Până când s-a terminat, bine că în teatru e diferit, știi, în teatru ai doar o pauză, e altfel, în teatru chiar te ajută mai mult pentru că spectacolul curge, nu? Curge, deci începe și se termină povestea. Și de acolo poți să te desprinzi total. Pe platou e diferit pentru că tu ai mai multe încercări, nu? Mai mult aceeași scenă poate trebuie să o faci de 2-3 ori. E, în momentul ăla nu te desparți, nu trebuie să te desparți de personaj, pentru că mai ales dacă este dramatic, este greu să te întorci la el, știi? Exact. Și depinde de pauză, clar că dacă e o pauză de prânz, atunci te desparți, pentru că n-ai să stai tot prânzul cu starea aia de suferință. Dar, uite, de exemplu, eu când am, din calendar văd care sunt scenele cele mai grele, iar chiar și în timpul prânzului încerc să nu stau cu alții. Deci mulți, nu? Sunt acolo și tehnici și trupa de machiaj și așa. Ei râd, glumesc, n-au treabă, înțelegi? Nu au treabă cu ce fac eu acolo. Eu ca să evit să nu ies prea mult, pentru că poți să ieși și pe jumate, știi? Așa mă izolez cumva, da, mă retrag, stau mai mult, fac toaleta sufletului, chiar dacă încerc să nu fie prea intensă, încât să-mi facă rău. Da. Tu calculează că oricum orice trăire intensă și suferindă este legată la o chestie personală. Și deci ți-i rău, știi, nu, deci acolo nu e chiar jucat, acolo când vezi un actor care lucrează cu metoda asta, mai ales ca Stanislavski în Strasberg, este actorul care cu adevărat suferă, deci nu că se preface că suferă, el chiar suferă. Deci tu tragi dintr-o suferință personală și cumva proiectezi asta pe rolul pe care trebuie să-l joci. Da. Da, asta este metoda. Apoi mai este încă o altă metodă. Să zicem că tu nu ai nicio amintire neplăcută. N-ai un bagaj bogat de unde să extragi o asemenea trăire. Amintire. Atunci, atunci trebuie să ți-o imaginezi. Mai este și asta. Dar eu zic că cel mai bine este să ai un bagaj bogat, pentru că și nu degeaba cei mai mari actori au fost cei care au avut și o viață destul de tumultoasă. De tumultoasă, exact. Tocmai de asta, pentru că au un bagaj important. E mai greu să-ți imaginezi, nu? Da, corect. Nici nu știi dacă ce ți-ai imaginat este real sau nu. Exact, exact. E ok, fiecare actor își gestionează cum să lucreze, își gestionează metoda și sunt actori care, eu de exemplu, nu am neapărat o metodă foarte precisă pentru că sunt lucruri, de exemplu, de la Adler, care sunt asta cu imaginația, Strasberg, care e cu memoria, Stanislavski, care e cu trăirea scenei în sine. Deci eu să zic așa că în baza rolului încerc să văd care merge mai bine în momentul ăla. Asta fac eu. Este și o tehnică pe care tu trebuie să o înveți și să progresezi? Desigur, tehnicile sunt mai multe. Sunt cele pe care ți le-am menționat, sunt cele mai faimoase în lume și sunt cele
utilizate de marea majoritate a marilor actori, cum ar fi Al Pacino, sau cel puțin toți ieșiți de la Actors Studio. Și asta, să zicem, ar fi metoda câștigătoare, nu? Metoda care a reușit să convincă cel mai mult publicul. Și este nevoie de metodă. Mulți sunt împotriva școlilor, nu? Și eu nu sunt foarte de acord, pentru că depinde ce școală faci. Dar eu cred că folosește foarte mult școala, pentru că mulți ar putea fi buni actori, dar nu știu nici măcar de unde să înceapă. Nu știu cum ar putea să-și deschidă inima. Știi, noi avem un mecanism. Noi oamenii avem un mecanism de autoapărare, nu? Datorită societății în care trăim, ni se creează un mecanism de autoapărare a suferințelor, devenim mai puternici, ne creăm ca un scud, nu? O carapace în care intrăm când simțim ceva ne la locul lui. Exact. De asta ne este greu să plângem, de exemplu, în fața unui public. Pentru că creierul nostru a lucrat de-a lungul anilor în direcția protejării persoanei, ok? Exact. Și nu a expunerii. Deci și tu noi... acum ai spui... Expune exact. Deci sufletul în fața mii de oameni. Exact. Deci ca și actor trebuie să faci exact opusul la ceea ce ai făcut toată viața ta. Dacă noi de mici copii suntem învățați de mama și de tata să fim mai tari, să fim mai puternici, să înfruntăm cu nu, cu stoicism. Exact. Ceea ce se întâmplă în actorie este exact invers. Tu trebuie să te deschizi, să spargi acea carapace și să dai și să oferi publicului tot ce ai înăuntrul tău. Cu cât ești mai... Dacă tu ai observat de ce actorii dramatici sunt de obicei cei mai iubiți și cei mai premiați, pentru că este foarte greu să deschizi carapacea aia și să dai absolut tot ce ai publicului, fără nicio problemă. Da. Dar... Să spunem că ești foarte bun pe una din aceste tehnici. Poți să spui la un moment dat că ești maestru, gata, nu mai trebuie să repet tehnica, nu mai trebuie să fac nimic, am ajuns la nivelul maxim la care aș putea ajunge. Poți să spui afirmația asta? Poți să faci afirmația asta? Nu, nu, pentru că cinematografia și teatrul oferă o mare varietate de roluri. Și orice rol este ceva nou pentru actor. Cât ar fi el de mic, să dăm exemplu, nu? Eu joc într-un film unde sunt o mamă care a pierdut copilul și joc în alt film unde sunt o mamă care ar putea pierde copilul. Ok? Sunt oricum lucruri noi de studiat în privința acelui personaj. Și din acest motiv, nu, niciodată nu putem spune ok, sunt absolut ok cu orice, pentru că mereu ai o nouă provocare. Orice rol este o provocare nouă. Deci orice actor, cât de mare, trebuie să înveți continuu. Absolut, da. Absolut. Și asta fac și actorii mari. Deci, ca să spun, Jack Nicholson, de exemplu, este... faimos, cât este de meticulos, cu foiițe în mână, ce scrie și tot ce și subliniază și se gândește și tot repetă și repetă și repetă. Și vorbim de Jack Nicholson, da? Exact. Nu există niciodată. Dacă vrei să te să faci mereu, să fii mereu top, tu trebuie mereu să te pregătești la fel. Dacă tu, apoi mai sunt acei actori care cred că au ajuns, că sunt așa numitele dive fără titluri, cum le numesc eu, e, atunci să știi că publicul nu este deloc prost și nu este deloc insensibil. Publicul simte că tu ca actor nu mai ești ceea ce ai fost. Simte și te penalizează. Publicul decide... Publicul decide pentru tine și când tu ai să vezi actorii, anumiți actori care nu mai sunt ce au fost, este pentru că nu au mai dat ce au dat
Și din cauza asta publicul imediat a răspuns. Da. Știi, mă impresiona că vorbeai de actori mari care studiază și se pregătesc foarte bine pentru un rol, Meryl Streep. Și da, se spune că ea nici nu iese din caracter, deci ea rămâne în rolul ăla și în viață și se culcă și se trezește caracterul. Este actrița mea preferată, da, este și adevărat că ea a avut mereu niște roluri de mare amploare, chiar și psihologică. Și hai să-ți dau un exemplu, un actor se poate pregăti chiar și 4 luni pentru un rol important. Ce faci în alea 4 luni? Nu mai ești mamă, nu mai ești soție, nu mai ești... Nu cred, chiar dimpotrivă, eu cred că ne trebuie foarte mult să trăim viața noastră, pentru că dacă nu, cum, de unde luăm bagajul ăsta? Bagajul despre care îți spuneam, nu ne-l mai creem, nu? Ca să spun o chestie, eu țin foarte mult să merg la o petrecere de asta așa micuță între oameni normale. Prefer să fac lucruri foarte normale și le evit pe alea unde poate că mă invită la o petrecere de VIP-uri, pentru le evit, pentru că alea sunt toate etichete, înțelege? E o chestie ireală. În schimb, vreau foarte mult să-mi trăiesc viața așa cum este, în mod normal. Pentru că de acolo iau multe senzații și acolo îmi creez experiența. Da, deci cealaltă lume este o lume de plastic, nu este o lume reală. Nimeni de acolo exact. Nu e real, în sensul real al cuvântului. Exact, da. Da. Uite, chestia asta cu intratul și neieșitul din caracter, știi actorul care l-a jucat pe Joker? Cea mai bună interpretare a Joker, Heath Ledger. El s-a sinucis după rolul ăla, care a fost absolut genial. Da, și apoi păi de aia spun că sunt periculoase rolurile astea și trebuie să fii, adică să înțelegi ceea ce... De exemplu, eu când am făcut-o pe Esther, deci mi-era chiar rău. Mi-era rău. Deci eu nu reușeam, de exemplu, seara, ei ieșeau la cină, toată echipa. Eu nu reușeam să stau la râs cu ei, la glumit, mi-era rău și este periculos. Și chiar și actrița din Exorcistul, da? Și, și ea, deci a nebunit complet. Tocmai din cauza asta spun că este periculos. De ce personaj ai, dar trebuie să știi să-l evaluezi bine și să-l cântărești bine, să vezi dacă îți face rău sau nu. Da, e balanță și aici. Da, e o balanță. Eu sunt balanță. Trebuie să pui în balanță, exact. Care e rolul tău preferat până acum? Da, ai avut roluri mari cu... Am vorbit de Esther și este Esther rolul meu preferat, pentru că în primul rând este rolul pe care l-am interpretat pentru că am folosit foarte mult din mine, din ceea ce sunt eu. M-am regăsit mai mult în acel rol, apoi a fost și, să zicem așa, lansarea mea pe plan internațional, ca să zicem. Pentru că a fost primul film în care aveam de-a face cu o distribuție internațională, juca Bruce Davison, Maya Morgenstern, Tom Sizemore, Daryl Hannah, Hal Yamanuchi și pentru mine a fost, să zicem că de acolo am început să nu mai fiu actriță româncă care lucrează în Italia, ci actriță româncă care poate lucra și în producții internaționale și ce cu actori de nivel internațional. Ce ai simțit prima dată când i-ai văzut? Actori cu care toți am crescut, i-am văzut în filme și deodată a trebuit să joci cu ei. Mie mi s-a întâmplat ceva foarte ciudat, Cosmine, pentru că eu locuiam în Italia și filmul se turna în România și regizorul era italian. Deci eu a trebuit să merg pe tărâm românesc, nu-mi venea să cred. Wow. Că eram pe tărâm românesc, deci a fost așa o chestie ciudată pentru mine. Pentru că m-aș fi așteptat la o chestie de asta în Italia, știi?
Nu, am simțit așa ca un dar, un dar al României pentru mine, așa, nu știu, mie îmi place uneori să visez, știi, să-mi creez eu ideile mele mai... Și am simțit așa, i-am zis, măi, eu, a fost chemarea la teritoriu autohton, știi? Da. Și ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că, nu, în primul rând, eu când am primit e-mail de la regizor, eu nu am crezut, am crezut că este o glumă. Da? Deci eu, și eu nu am răspuns vreo 2-3 zile la e-mailul. Poftim? Nu am răspuns. Incredibil. Da, deci, uite, exact ca și cu top 100, nu? Da. Da, a fost și mai rău, pentru că eu chiar nu am crezut, pentru că era în cast și mai ales rolul era de protagonistă, da? Și când am văzut toată lista aia de distribuție, am zis, da, eu cred că cineva... E o glumă sigură. Da, am zis, cineva cred că vrea să râdă puțin de mine și n-a răspuns. Apoi m-am tot gândit eu așa și zic, băi, dar dacă o fi adevărat? Wow. Dacă o fi... Da, da. Și am răspuns, zis, și chiar dacă o fi o glumă, eu sunt actriță, e normal să răspund, nu? Exact, pentru răspund cu glumă la glumă. Nu, este meseria mea și răspund, da? Răspund ca și actriță, da. Să râdă cine vrea să râdă. Și până la urmă era adevărat. Și am ajuns acolo în România, Bruce Davison, cu care am strâns foarte bine o prietenie, așa, o amiciție, nu? Era, se vede așa că ne simpatizam reciproc mai mult. Bruce mânca ciorbă chiar și pe jos, dacă nu era loc la masă. Deci îți spun, ceea ce m-a impresionat la ei este că sunt de o simplitate ceva de nedescris. Sunt oameni extrem de simpli și de modești. Exact contrariu la ce se întâmplă cu așa zisele dive, că ți-am zis, eu nu vreau să fac parte din categoria divelor, pentru că îți spun absolut totul ok, ok man, ok boss, ok, totul așa, știi? Da. Totul foarte easy, ușor totul, lejer, ok? Și mi-a plăcut enorm treaba asta și este o chestie pe care am apreciat-o și am strâns-o la piept și am zis, n-am să renunț niciodată la acest exemplu. Pentru că este deci, un exemplu Davison prețios. Bruce Davison a fost nominalizat la Oscar pentru X-Men, da? Deci, e clar. Ca să nu mai zic și alte filme în care le-a făcut. Deci, nu, a fost incredibil pentru mine. Da, apropo de asta, de modestia lor, spunea cineva, s-a întâlnit cu Robert De Niro pe un platou de filmare și nu-i venea să creadă că e Robert De Niro, avea un plover care nu era de firmă, era și rupt pe asta și vorbea cu el normal, nu-i venea să creadă, chiar ești Robert De Niro? S-a uitat, da, de ce te așteptai? Da, 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 așa este, sunt de acord și mi-a plăcut foarte mult treaba asta. Apoi, clar, mi-a fost frică pentru că acești actori sunt actori de un anumit nivel, da? Deci eu, chiar dacă... Deci eu trebuia să mențin nivelul ăla, mai ales că eram protagonistă filmului și trebuia să mențin absolut nivelul ăla. Pentru mine era o responsabilitate enormă. Mi-era frică pur și simplu să greșesc. Mi-era frică să greșesc pentru că am considerat că aia era ocazia vieții mele. Și am zis, nu pot să-mi permit să greșesc. Și am reușit bine, zic eu. Filmul este distribuit cu Sony Pictures, care este una din cele mai mari case de distribuție din lume. Da, absolut. A fost și pe Netflix în America. Da, cred că a fost ok. Filmul este acum cum că eram o mamă deprimată, da? Este în biblioteca Universității din Nashville pentru studierea depresiilor. Deci chiar a fost contactat regizorul de către un profesor de acolo care vrea neapărat să vorbească cu regizorul pentru acest film, pentru că foarte bine tratată de depresia maternă, mai ales. Deci atât de bine ai jucat încât ai
Eu cred. Simulat perfect o persoană depresivă. Incredibil. Da, eu sunt tipa care riscă des să cadă în depresie, deci n-am fost chiar așa de... Da, eu sunt da. Așa, ca o balanță. Mare realizare. Sus, jos, sus, jos. Și, este da, este natura ta sau este datorită faptului că ai jucat în atâtea roluri, ai trecut prin atâtea personaje? Pe ce ai pune această sumă? Cred că acolo am folosit natura mea. Pur și simplu, fiind și mamă, mi-am imaginat că nu mai am copilul meu. Pur și simplu. Deci am lucrat asupra acestei idei mai mult decât oricând, pentru că este clar, ca și părinte, niciodată nu vrei să te gândești, copilul tău nu va mai exista. Și iată de ce îți spun că nu o făceam zi de zi, zi de zi, pentru că este foarte dureros. Deci am copilul în casă, da? Nu pot să-i creez asemenea daune, să mă uit la ea și ca și cum mâine nu mai există. Deci... Oh, da, nu. Eu n-aș putea să fac chestia asta, spun sincer. A trebuit să o fac și este foarte dureros. Apreciez oamenii care fac asta, dar... Da, este dureros și este exact ca și cum s-ar fi întâmplat. Deci îți dai seama ce perioadă am avut. Da, groaznic. Da, în timp ce eu, ți-am zis, jucam, alții râdeau și eu nu puteam să... Eu plângeam și alții râdeau, ca tehnicii, nu? De exemplu, echipa tehnică, normal, că ei au treaba lor, fotografia, microfoane, e normal să nu aibă treabă cu ce fac eu acolo. Da. Da, incredibil. Meseria asta de actor e o meserie foarte grea. Toate că aparent pare simplă, plină de glamour, de strălucire, petreceri, mașini, bani, recunoaștere internațională, dar ce e în spate, munca și sacrificiul ăsta, pentru mine mi se pare un sacrificiu să trăiești chiar și pentru puțin în pielea altcuiva, să-ți supui creierul și psihicul la asemenea tortură. Mare chestie. Da, mai ales în dramă, pentru că dacă vorbim de alt fel de roluri, aș putea zice că este chiar și un avantaj, este un lucru frumos, pentru că uneori noi ne plictisim de viața noastră, nu? Ți s-a întâmplat și ție, probabil, uneori să te plictisești de tine însuți. Și e frumos că e ca și cum ai trăi mai multe vieți, știi? Într-un fel. Știi, mai ales acum cu filmele astea, cu comics, cu supereroi, mă gândesc că e mișto să fii The Hulk pentru jumătate de an. Da, exact. Deci are un dublu tăiș meseria asta, înțelegi? Pe de o parte te sacrifică pe tine, dar pe de altă parte este... și distractivă, pentru că poți trăi mai multe vieți. Și când spun asta, spun tocmai pentru că încerc să trăiesc viața acelui personaj. Cel puțin o lună înainte de filmări și în timpul filmărilor. Asta încerc să fac. Este frumos. Și da, într-adevăr, această meserie nu este... Nu este neapărat reflectoarele și articolele în ziar și glamour și așa mai departe. Meseria în sine este ceea ce ți-am povestit eu până acum. Da. Aia, să zicem, că ar fi răsplata pentru cine ține, dar eu ți-am spus, noi vorbesc de noi pentru că eu sunt și împreună cu regizorul Carlo Fusco. Deci noi suntem o familie deci la noi în casă se vorbește despre cinema de dimineață până seara. Și suntem foarte des... Respiri cinema. Da. Suntem foarte des invitați la evenimente de astea și foarte des le refuzăm. Pentru că pentru noi nu este asta cinemaul. Și în Italia foarte multe fițe, foarte multe... Respecti mai mult arta. Da. Prefer să mă scufund în niște scenarii pe care să le evaluez sau să mă scufund în proiectarea unui nou film decât să fac poze. Aș fi avut mult mai multe până acum. Da. În schimb, m-am retras într-un fel.
simt că pierd consistență, simt că pierd profunzime dacă accept prea multe chestii de astea. Deci nu accepți compromisuri, vrei să-ți creezi propriul tău drum. Da, să mă concentrez pe ceea ce am eu înăuntru meu ca să pot să-l valorizez și să-l ofer publicului. Asta încerc eu. Eu nu cred că poți să fii foarte profund dacă te îmbraci frumos, te machiezi, îți închiriezi o limuzină, să te duc nu știu unde și să vorbești numai formalisme, pentru că toți la petreceri de astea, toți sunt frumoși, toți sunt capabili, sunt cei mai cei, ceea ce nu este. Deci, uite, asta se întâmplă și la marile festivaluri, de exemplu, cum ar fi festivalul din Cannes, e tot o etichetă, înțelegi? Da, știu prea puține despre lumea asta ca să fiu de acord cu tine sau să-ți spun ceva. Da, asta e părerea mea. Dar dacă spui tu, te cred. Nu înseamnă că e adevărat dacă spun eu, asta este părerea mea și atât. Apoi, da. Când am să trăiesc și eu, mai facem un podcast și putem să dezbatem tema asta. Oricine poate trăi, la orice vârstă. Cinematografia nu obligă pe nimeni la o vârstă anume. Poți să faci la 80 de ani dacă vrei să faci cinema sau să fii actor sau scenarist. Poți face orice, la orice vârstă. Ce asta presupune până la urmă să fii actor? De exemplu, dacă eu mâine aș vrea să joc într-un film sau să ajung la Hollywood, care ar fi drumul? Știi ce presupune? Și îmi pare rău să spun treaba asta, pentru că lumea crede că presupune, da, niște sacrificii, dar care merită. În primul rând, presupune un mare sentiment de frustrare. Eu cred că actorul este persoana cea mai frustrată de pe pământ. În primul rând, dacă vrei, putem vorbi despre psihologia actorului. Eu am citit destul de multe studii de caz. De ce actor? Nu? Asta ar fi întrebarea și oricine își poate pune întrebarea asta. De ce eu am vrut să fiu actriță? Și se zice că pe undeva în copilărie lipseau niște... Deci au existat niște goluri emotive, într-un fel. Dar asta nu înseamnă că un actor n-a fost iubit, pentru că fiecare, eu am cunoscut actori cu familii foarte ok, da? Dar se zice că acolo undeva, în copilăria asta, a lipsit ceva. O apreciere, de exemplu. Mm-hmm. Destule aprecieri sau, ce știu eu, destulă iubire n-a fost, atât cât și-ar fi dorit persoana respectivă, clar, pentru că fiecare are... are necesitatea asta. Tu poți să ai 3 copii, să te comporți la fel cu toți 3, dar unul dintre ei să nu fie mulțumit. Nu? Da. Și asta este psihologia actorului. Se spune că se naște dintr-un gol. Ok? Și asta m-am întrebat și eu. Clar, aveam nemulțumirile mele ca orice copil, nu? Că nu-i bun aia. Ea, nu? Dar nu pot să spun că, da, că deci nu am fost orfană nici de mamă, nici de tată, am avut părinți care și-au făcut datoria, dar se vede că a lipsit ceva din nou. Probabil vroiam mai mult să mă laude, să mă... Întrajeze. Da, am avut părinți foarte simpli, știi, și care au considerat mereu că orice fac pentru mine, nu pentru altcineva. Știi care este chestia? Da? Da, spune. Mă gândesc că aici este din nou o lamă cu două tăișuri. Dacă îți lauzi prea mult copilul, după aia el nu mai are acel drive să muncească mai mult ca să-ți obțină acea laudă. Da, păi dar nu, atunci nu știi motivezi. Niciodată. E o balanță din nou, e o chestie foarte... Exact, și trebuie să nimerești copilul. Uite, părerea mea că și eu nu am doar un copil. Deci același comportament, dacă l-am cu una din fete, nu este potrivit pentru cealaltă. Pentru, e un fel de puzzle pe care trebuie să-l creezi în copil și nu întotdeauna reușești să-l nimerești. Da, e un joc frustrant. Și, până la urmă. Exact. Și este frustrarea
vorbeam înainte de frustrarea actorului. De ce este frustrată persoana care vrea să devină un actor? Pentru că, în primul rând, există foarte multă competiție. Este extrem de multă competiție. Oricine, dacă tu auzi, oricine, cel puțin în Occident, nu știu, în România, nu știu cât de mult, dar oricine vrea să devină actor. Dar chiar și în România, de ce nu? Toți și-ar dori să fie actori. Toți. Nu toți, aproape toți. Mulți. Da? Și asta ce înseamnă? Înseamnă foarte mare concurență. Ca să fii actor, nu trebuie neapărat să fii studiat. Ok? Poate fi actor chiar și tu, de mâine, uite. Da? Dacă ești cât de cât talentat, te duci și dai o... Te prezinți la audiție, te prezinți pentru că ai talent și nu interesează pe ei dacă tu ai făcut școală sau nu. Dacă ești bun, te ia. Ok? Da. Și asta este frustrarea. Frustrarea este concurența, este faptul că se ajunge departe foarte greu, pentru că la niveluri mai înalte, cu greu cineva te acceptă. Nici măcar nu știi cum să ajungi acolo. Și, pentru că nu există un manual de instrucții cum să ajungi acolo. Trebuie să ți se întâmple. Eu, părerea mea este că nu trebuie niciodată să încetezi să lucrezi în orice nivel. Deci, să zicem, unul stă într-o comună de asta micuță în Italia, uite, chiar dacă se duce la compania teatrală a parohiei, nu te opri niciodată din a face ceea ce vrei să faci. Pentru că a te opri înseamnă a-ți opri toate șansele. Tot progresul și toate șansele. Exact. Corect. Și de ce spun că este frustrant? Este frustrant pentru că în toți anii ăia care trec și nu ai ajuns acolo unde ai fi vrut, ai impresia că nu ai ajuns pentru că tu nu valorezi. Sau pentru că tu nu ești capabil să ajungi. Și nu mai ai aplauzele care le vroiai, aprecierele pe care le vroiai. Și uite așa, frustrarea este în toi. Nu degeaba, marea majoritate a actorilor suferă și de depresii, nu? Sau mulți, ca să zic, nu toți, dar zic mulți, ori suferă de alcoolism, depinde de droguri, da? Pentru că au nevoie este o nevoie constantă de apreciere. Este o problemă psihologică. Și asta doar crește cu timpul. Adică ai nevoie din ce în ce mai mult. Da, depinde și de caracter. Știi? Eu, uite, vezi, Cosmin, eu și acela de a putea să-mi exercit meseria putându-mi câștiga și pâinea pe masă. Pentru că este atât de greu încât nici măcar în ziua de azi un actor, să zic, de teatru, nici măcar banul lunar și-l poate aduna, da? Pentru că poate că un actor este chemat la un mic rol doar o dată pe an, la un film, da? Acel mic rol te poate plăti, pentru acel mic rol te pot plăti, să zicem, 2-3 mii, 4 mii de euro, dar banii aia îți ajung ție pe un an. Nu. Da. Și ce am zis, și de aia eu am spus, măi, dar eu ani în urmă îmi spuneam asta. Dacă eu am să ajung să-mi exercit meseria și să pot să-mi câștig și pâinea pe masă, eu mă voi simți împlinită. Pentru că eu asta mi-am dorit. Înțelegi? Da. Eu nu mi-am dorit, tu știi ce mulți actori au vrut să fie actori sau au fost actori, au exercitat această meserie câțiva ani și apoi au cedat și au schimbat complet meseria pentru că nu reușeau să țină pasul cu cheltuielile de zi cu zi. Și mulți au renunțat. Ei, aia deja pentru mine era o provocare, să pot să ajung să-mi câștig pâinea din ceea ce fac. Bun, și până la urmă mulți vor celebritatea și banii care vin cu acea celebritate. Nu sunt adepta acestui gând. Deci nu... Cred că dorința unui actor trebuie să fie legată de
simțire lui, de generozitate, pentru că un actor bun trebuie să fie și foarte generos, adică să dea cât mai mult publicului. Cred că este, dorința mea era mult mai spirituală decât materială. Clar, apoi dacă îți vin bani și mai bine, nu? Da, dar ești fericită da, cu ce ți-a venit, pentru că nu ai dorințe foarte multe. Dar tu știi, este atât de precară meseria asta, exact cum spuneai tu mai înainte, nu? Chiar este precară pentru că pentru mine, eu sunt acum ceea ce sunt, dar pentru mine este de ajuns să nu mai mă cheme nimeni în niciun proiect în următorii 2-3 ani. Eu deja sunt terminată. Înțelegi? Da. Deci este foarte precar și frustrant. Și asta vreau să spun publicului, probabil printre ascultători ar fi și cei care poate își doresc să devină actori, trebuie să ai de-a face mereu cu frustrarea asta. Este exact contrariul la ceea ce publicul crede. Că asta ce nu o interesează, păi o caută jurnaliști, o aplaudă lumea, face filme, întâlnește actori importanți. Este exact inversul. Asta, cel puțin asta trăiesc eu și asta am văzut la mulți dintre colegii mei. Absolut. Uite, un sfat foarte bun pe care eu, unul, chiar nu știam că aveți trăirile astea. Da, de exemplu, fata mea, am o fată mai mare de 13 ani, ea nu vrea să devină actriță și eu sunt extrem de bucuroasă pentru treaba asta. Pentru că eu nu vreau ca ea, aparte că ea ar fi cât de cât ajutată, nu? Că n-ar pleca de la zero cum am plecat eu, știi? Pentru că noi fiind o familie în care se vorbește numai despre asta și chiar facem cinema, deci facem filme și producem și așa, ar fi mult mai ar fi avantajată. Da. Și cu toate astea nu-ți dorești asta pentru ea? Nu știu. De exemplu, o meserie care m-a fascinat mereu este cea de medic. Cred că este o meserie extrem de frumoasă și care dă multă satisfacție. Din nou, din afară, poate părea. Da, poate părea, desigur. Da. Desigur. Soția mea este medic părea. Și pot să-ți spun că nu, din nou, nu este chiar atât de frumoasă meseria asta. E, și îți aduce satisfacții, ajută vieți, nu? Îți aduce satisfacții, dar pe plan personal și tu... te implici în viața pacienților și pacienții nu sunt de obicei oameni fericiți, sunt oameni cu probleme. Da. Și actorii, o parte din sufletul tău este afectată de fiecare din aceste experiențe. Vezi cum vedem de afară altceva și înăuntru este alt... Da, este posibil, nu știu, eu da, am prieteni medici, dar nu prieteni atât de strânși încât să-mi spună ce simțiri au. Da. Amici, nu. Să zicem, amici, da? Nu. Intervine o oarecare dezumanizare, asta este clar, pentru că nu vezi omul ca în mod ca normal, om, cum îl vedem noi, ce da. Sisteme, componente și... Din punct de vedere tehnic, nu? Să zicem. Exact, exact. Și înveți puțin să te desparți, să te desimulezi. Deja să te când îți vine în fața ta, exact, te detașezi. Nu mai e om, e pacient. Da, da, da. Ce urmează pentru tine în viitor? Eu am scris un scenariu recent și este are bazele poveștii lui Josef Fritzl, cel care a zguduit o lume întreagă cu ceea ce a făcut cu fata lui, fiica lui, pe care a ascuns-o în acel subteran. Am scris această poveste și acum stăm în fază de preproducere a filmului. Cred cum se cheamă filmul? The Final Code, ultimul cod. Și este totul imaginația mea, pentru că noi din povestea asta nu știm absolut nimic din ce s-a întâmplat în interiorul acelui subteran. Dar nu cunosc povestea. Nu, cunoști austriacul Josef Fritzl, un austriac, tată a mai multor copii,
răpit una din fete și a ascuns-o în beci timp de 22 de ani. Wow. Ea a făcut și copii și așa mai departe. Nu știm ce s-a întâmplat cu victima acolo în acei ani, pentru că nu a dat declarații, chiar dacă i s-au oferit milioane de euro, chiar și pentru o poză. Nu a dat, nu a vrut să intre în anonimat, să trăiască cu Cred copiii și ei. eu. Așa, bine, da, dar uite că în alte cazuri au povestit, au scris și cărți, au dat interviuri. În cazul ăsta nu știm ce s-a întâmplat. Și din acest motiv m-am gândit să-mi imaginez eu ce s-a întâmplat acolo. Și uite, așa am scris scenariul. Scenariul care are ca bază această zguduitoare. Și ne suntem în fază de preproducție, suntem în negocieri cu doi actori importanți pentru rolul principal. Și vom vedea, nu pot să-ți dau nume pentru că încă nu Știu, de asta nici nu am întrebat. Mi-am imaginat. am avut răspunsurile. Da. Când voi avea răspunsurile, ne mai auzim. Zilele astea am decis că îl vom filma în nordul Italiei. Mi-ar fi plăcut foarte mult să fac un film, să turnez în România, dar este foarte greu în România, deoarece noi, făcând cinema independent, noi avem sprijinul finanțatorilor, nu? A Da. sponsorilor. Deci nu, ca să-ți explic, nu luăm fonduri de la stat. Doar Și prin asta, finanțare privată. da, prin finanțare privată. Și în România încă nu s-a deschis lumea încât să înțeleagă antreprenorii, de exemplu, nu? Încât să înțeleagă și business-ul cinematografiei. Nici după ce au văzut că un film poate să facă și 2 miliarde? Nu, nu. Deci eu îți spun, foarte greu poți să găsești. Dar nici măcar sponsor, ca să zic că am așa în pregătire, cum ar fi un film cu Eric Roberts, care Eric Roberts, tu știi foarte bine ce impact are asupra publicului românesc. Practic, deci sponsor, ce înseamnă sponsor? Înseamnă că dacă, să zicem, o producție de vinuri, da? Da. Eric, într-o scenă, bea vinul acela, nu? Asta este o mare publicitate pentru. Corect. Da. Deci nu au ideea de a face publicitate de genul ăsta. Da. Este foarte greu Foarte să-i faci ciudat. să înțeleagă, știi? Să dăm un exemplu. Tu vrei să-mi finanțezi o parte dintr-un film, îmi pui condiția că trebuie să fie făcut ori în Germania, acolo la tine acasă, ori la Iași, da? Corect. Și eu sunt, în producție sunt obligații, nu? Pe care trebuie să le respect. Și iată de ce eu nu fac un film așa cum mi-aș dori neapărat, pentru că mi-ar place enorm de mult să aduc trupele de exemplu, la Botoșani, da? Pentru că este orașul meu, dar încă se vede că încă mai îmi trebuie timp. Să mai caut, să caut mai bine, să. Da. Da. Eu îți urez succes cu proiectul ăsta pe care îl ai și Îți să găsești mulțumesc. finanțatori și să ajungi până la Hollywood și să ieși un Oscar. Hai, sperăm. Eu sper că, mai ales la premii, de ce nu? Dar sunt oglinda profesiei, nu? Oglinda a ceea ce ești din punct de vedere profesional. Sperăm foarte mult și eu mă bucur că am avut discuția asta. Te felicit pentru inițiativa asta. Eu nu știam de podcastul ăsta. Ar trebui Sperăm că probabil. va crește și el. Da, eu cred. Am încercat să-ți dau o mână de ajutor în sensul ăsta. Îți mulțumesc mult, mulțumesc că ai acceptat să vorbești cu mine. Uite, au trecut minute bune. Da, mi-a făcut plăcere și îmi face plăcere când trebuie să mă relaționez românilor și, sincer, aș vrea și chiar să am mai multă legătură cu România.
pentru că aș vrea să creez și proiecte cu adevărat. Uite, de exemplu, un film ăsta care zice, despre care ziceam, am dat anunț pentru casting fetița care ne trebuie pentru film, aș vrea să fie româncă. Și nu au venit? Trebuie să-mi trimită impresarul materialul și să vedem dacă voi găsi o fetiță potrivită pentru rol. Apoi, uite, directorul de fotografie, Ovidiu Mărginean, pe care aproape mereu îl chemăm, chiar dacă turnăm pe teritorii străine. Încerc cumva să am de-a face cu România. Apoi nu ți-am spus, dar probabil ai citit că am și o societate în România de producții cinematografice. Da, Licosfilm, dar ai văzut că am scris acolo că mi-era greu să operez cu ea pe teritoriul românesc și trebuie să operez așa. Sper să se dezghețe puțin lumea și să înțeleagă mai mult că există o industrie a cinematografiei și că și România ar putea crește printr-o industrie cinematografică care în momentul ăsta nu există. Pentru că în România nu putem vorbi despre industrie cinematografică. Din păcate. Poate deci, că sunt câteva filme, dar... Na. Dar sunt filme făcute, marea majoritate, pe banii nu statului, europeni acum, că mai rar dă din instituții naționale. Sunt făcute prin fonduri, sunt foarte legate, sunt filme legate de instituții, nu putem vorbi despre cinema independent, despre distribuții internaționale, perché de ce tu ai văzut multe filme românești distribuite în lume? Nu, doar premiate. Am auzit, de exemplu, de filmele lui Mungiu, care sunt premiate pe la diverse festivaluri. Exact, sunt premiate, dar nu... Bine, că lui Mungiu a fost și distribuit tocmai pentru că a avut premiile astea, dar, în general, unul care nu ia premii importante de nivelul Berlinului și a Cannes-ului și a vândut vreodată vreun film în lumea întreagă, nu prea cred. Da, eu cel puțin nu am auzit. Nu, păi nu, că nu auzim, pentru că nu există nici deschiderea măcar pentru a face cinema internațional. Deci, de exemplu, ca să-ți dau un exemplu, noi facem filme doar în limba engleză. Asta avantajează foarte mult vânzarea unui film în, da, în lume. Da, pentru că dacă îl fac în română sau în italiană, este clar că e mai greu de vândut sau chiar e lipsit de orice posibilitate să-l vând. Da. Da, și cam asta e. Din păcate, ai dreptate. Așa este situația. Se va deschide și România încetul cu încetul. Sperăm cât mai curând. Da, acum sperăm într-o schimbare, nu? Acum cu voturile, cu... Sperăm că ceva tot se va mișca într-o direcție pozitivă. Bine, atunci. Mulțumesc mult, încă o dată. Vă doresc mulțumesc și eu. O zi bună și toate cele bune. Numai bine, la revedere.